participând alături de Irina Camelia Begu la o activitate clasică deja, Alex, discutăm despre Hale Prietena Copiilor și asta este, deja este un adevăr fără niciun fel de probleme, este asociez deja imaginea Simonei Hale cu imaginea copiilor. E un brand al copiilor, chiar este un brand în așa ceva. Și foarte bine că face lucrul acesta, până la urmă fiind acolo unde se află în acest moment, fiind pe locul 2 mondial, fiind în vârf în tot acest timp, automat și copiii văd un model în ea, automat și ei își doresc, vedem, să joace tenis, să țină o rachetă în mână și cred că e foarte important pentru că, să fiu sincer, din păcate, spun eu, în ultima vreme doar prin asta am trăit și prin asta au trăit familiile care au copii în acest moment. Printr-o Simona Halep, printr-un proiect la handbal care a ținut 2-3 ani și oamenii au zis: stai, domne, că uite ce bine se duce, ce bine o duc oamenii ăștia acolo și uite ce frumos e, hai să ne trimite și noi copii acolo. Dar sunt rara avis, știi? Și atunci, oricum, Simona cumva. deja face pare aș fi făcut un scop din a promova tenisul și din a participa la asemenea activități. Nu știu cine o sfătuiește, dar o sfătuiește foarte bine. Adică, din punctul ăsta de vedere, Aici e face pregătită cu PR-ul, ceea ce cu. marii sportivi fac des, da? Vine la asemenea acțiuni, participă și îi și place. Adică se vede că trăiește cu mare, mare bucurie toate. Sunt și unii pe care îi vezi așa, știi? Ok, vin mai acri, nu prea au chef. Nu, Halep face parte din categoria celor care se bucură de asemenea momente. Da, mai ales că nu are cum să uite copilăria pe care a avut-o chiar ea. Am auzit-o în foarte multe rânduri, în interviuri, evocându-și acele clipe când se ducea la tenis și cum se îndrăgostise de sportul ăsta. Când vezi copii care îți calcă pe urme și care te venerează pur și simplu, e clar că ai o plăcere suplimentară în a-i ajuta, în a le arăta că pot merge mai departe, în a-i încuraja, pentru că altfel nu ai cum să îi ajuți pe toți, decât prin modelul pe Ia care uite, chiar tu îl uitați-vă la promovi. imaginea asta, ce frumoase imagini, sunt absolut senzaționale. Sunt absolut senzaționale și haideți să o și ascultăm pe Simona Halep, pentru că ne oferă detalii importante în privința viitorului ei și a turneului de la Singapore, turneul campionilor pe care Dolce Sport îl va oferi în direct și în exclusivitate. Veți vedea în ce situație se află cu piciorul, pentru că e clar, are o accidentare care o sâcâie în ultima vreme. Trec săptămânile, ne apropiem de turneul campionilor de la Singapore și evident o vom vedea acolo pe Simona Halep. Simona, mulțumim mult de tot că ai acceptat să schimbăm două vorbe. Vreau să ne întoarcem puțin câteva săptămâni în urmă. Am avut ceva emoții când am văzut că ai avut o problemă de sănătate în Asia și ne-am speriat puțin că era cumva sub semnul întrebării Singapore. Da, pentru că am avut o accidentare și încă o am la tendonul Ahilei, care este o accidentare dificilă și trebuie să am foarte mare grijă de ea. Este o inflamație, nu este foarte gravă, dar am făcut și remene și ecografii și de toate. Nu este ceva grav, dar totuși este o inflamație pe care trebuie să o îngrijesc foarte bine. Eu îmi doresc să joc, să fiu aptă să joc la Singapore. Bineînțeles că mi-aș dori enorm, pentru că acesta a fost golul meu, a fost obiectivul meu. A fost obiectivul meu pentru anul acesta, l-am îndeplinit. Acum sper să merg și să joc cât de bine pot și să câștig câteva meciuri. Din nou Singapore, la câteva săptămâni distanță, primele 8 din lume, cred că probabil cel mai frumos turneu pentru tine, sau, mă rog, unul dintre cele mai importante. Da, este un turneu frumos pentru că sunt doar 8 jucătoare, cele mai bune jucătoare din anul respectiv. Așa cum am mai spus, a fost obiectivul meu și anul acesta să joc la Singapore. Mi-a plăcut foarte mult anul trecut. Sper să fac rezultat și acum, deși nu este ușor, sunt jucătoare foarte bune și foarte stiluri foarte diferite, dar am încredere că pot să fac treabă bună și de ce nu să cred că am o șansă să câștig. Te-am văzut final, Simona, vreau să te întreb și despre absența liderului. Te-a surprins cumva vestea? Că, mă rog, pe plan mondial l-a șocat cumva anunțul când a spus că nu mai concurează anul ăsta. Oarecum m-a surprins, pentru că credeam că o să treacă peste eșecul pe care l-a avut la US Open. Pot să-i spun eșec pentru că avea șansă mare să câștige cele patru Grand Slam-uri. Și credeam că o să treacă și o să fie
mai puternică și o să joace din nou la Singapore. Dar m-am și gândit că supărarea e mare, dezamăgirea e mare și că o să-și ia o pauză lungă. Nu am fost surprinsă, este decizia ei și, după părerea mea, cred că a făcut bine. Când închizi ochii așa într-o clipă de liniște și te gândești cum sună Simona Halep, favorita numărul 1 la Singapore? Da, este un lucru deosebit și e o onoare pentru mine să fiu numărul 1 la turneul de la Singapore, dar asta nu prea contează pentru că toate cele 8 de acolo joacă un tenis foarte bun și, cum să zic, valorile sunt apropiate, așa că nu mă gândesc că sunt 1, 2 sau 3, mă gândesc doar că trebuie să iau fiecare meci și să-l joc 100%. Urmăriți turneul de la Singapore la Dolce Sport.